Moneda unică europeană și dolarul american se vor ieftini nesemnificativ în săptămâna curentă, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro se va deprecia cu 2 bani până la cotația de 20 lei și 13 bani, iar dolarul american va pierde un ban și se va opri la nivelul de 17 lei și 89 de bani. Amintim că Banca Națională a Moldovei a anunțat că monitorizează situația de pe piața valutară internă în contextul deprecierii leului ca a urmare a creșterii cursului euro față de dolarul american pe piețele financiare externe. Astfel, luna aceasta are Moldovenesc s-a depreciat față de dolar cu 48 de bani potrivit datelor BNM. Banca Națională a Moldovei a mai informat că piața valutară locală se află într-o etapă temporară de reajustare și că nu există premise pentru situații de criză existând decalaje minore între cerere și ofertă de valută străină.